de la început. Hai să ne amintim un pic ce am făcut noi luna asta. Sunt trei tipuri de audiență. Este audiență personalizată, este audiență salvată și este audiență asemănătoare. Audiența asemănătoare, ați auzit, cred că așa, formularea look-alike audiență. Dacă eu am bani și eu o să fac o publicitate și eu publicitatea asta o să o arăt tare intens, prostă din cauza că am bani, asta se numește harassment. Oamenii n-a să vrei să vadă publicitatea asta. Dar din cauza că eu am bani, eu o să le arăt publicitatea asta și o să le pe toate borțele astea să publicitate. Dacă vorbim de BusPost, structura de campanie la BusPost este cam așa ceva. Este nivelul 1, e cam noi să trecem ușurel și el putea. Aici noi alegem scopul, aici noi punem target și aici noi alegem anunțul. Adică anunțul ăsta îl alegem aici. Adică nu că nu actum cu tare înăsămă. Și dacă să-mi fac eu păreri de asta și nu să răspund la întrebări, nu genul să răspund la întrebări la fiecare îmi plac întrebări. Nu, fiecare din voi are un nivel de social media. Și eu pe toți îi percep ca niște oameni care sunt individuali și atitudinea este personalizată către fiecare. Impresiile mele sunt doar pozitive. A fost un curs foarte interesant. Am aflat diferite lucruri noi și prieteni mi-au făcut și personalități. Îmi place că se vorbește în limbă accesibilă și asta este foarte important, pentru că este neplăcut când mergi la un curs și te simți prost. Prost din punctul de vedere că nu înțelegi terminologiile, nu înțelegi ce vrea să zică acel speaker. Cursul a fost inimaginabil de util, chiar dacă pot spune că este abecedarul, da, este alfabetul, dar mi-am făcut o imagine generală. Sunt foarte mulțumită. Teoretic, adică eu cred că este foarte eficient. Deja noi am început să implementăm și practic ceea ce am învățat la cursuri, dar și cred că o să avem succes datorită lui Dumitru Tamazan și cursurile lui.